Și bine ați revenit la Povești cu Iuli! Azi, fiind o zi specială, aș dori să le urez tuturor mămicilor din lume un sincer la mulți ani. Așa că, haideți să vedem ce ne-a adus cufărul magic cu povești pentru această zi specială. Povestea se numește Ești cea mai bună mamă din lume. Vlăduț este un băiețel brunet cu ochi căprui. El are 6 ani și locuiește împreună cu părinții lui într-o căsuță de la marginea orașului. Mami și tati îl iubesc foarte mult pe Vlăduț și Vlăduț îi iubește foarte mult pe ei. Fiecare zi este o ocazie deosebită pentru ca ei, toți trei, să-și spună unii altora te iubesc. Se îmbrățișează des și chiar dacă uneori fac greșeli, știu să spună repede iartă-mă. Vlăduț a învățat de la părinții lui să vorbească frumos. Cel mai mult îi place să-i spună mamei la culcare că este cea mai bună mamă din lume, pentru că îl ține în brațe chiar dacă este mare. Iar lui tati îi spune că este cel mai bun tătic din lume pentru că se joacă în fiecare seară cu el, chiar dacă este obosit după serviciu. Azi, în timp ce tati era la serviciu, Vlăduț și mami au fost la cumpărături. În magazin, o altă mămică se plimba printre rafturi, ducându-l în brațe pe băiețelul ei. Vlăduț îi spuse mami: și băiețelul acela are cea mai bună mamă din lume, pentru că și mama lui îl iubește și îl ține în brațe. Mami zâmbi și spuse că este de acord. Dar nu trecură decât câteva momente și Vlăduț văzu ceva ce nu mai văzuse niciodată. La un raft de dulciuri, băiețelul arăta cu degetul fel de fel de lucruri și striga: vreau ciocolata aia! Vreau ciocolata aia! Vreau ciocolata aia! Mămica pusese în cuș deja multe dulciuri pe care le dorea băiețelul. Dar, la un moment dat, s-a oprit și a spus: nu putem lua toate ciocolățile de pe raft, dragul mamă! Mai lăsăm și pentru mâine! Băiețelul a început să dea din picioare și să țipe tare. Când mica l-a dat jos din brațe, a început să se trântească pe jos prin magazin, strigând: ești cea mai rea mamă din lume! Vlăduț nu mai văzuse niciodată așa ceva și nu auzise niciun copil care să-i vorbească mamei astfel. Vlăduț a observat cum mămica băiețelului s-a plecat încet, l-a înconjurat pe băiețelul ei cu brațele așa cum făcea cu mămica lui Vlăduț și a șoptit ceva la ureche. Dar Vlăduț a mai văzut ceva. 2 lacrimi mari au căzut pe obraja celei mame. Apoi, mama și băiețelul s-au îndepărtat și Vlăduț nu i-a mai văzut. Dar multă vreme a auzit țipetele lui prin magazin. Seara, la culcare, Vlăduț, mami și tati povestesc despre acest eveniment. Vlăduț nu înțelege de ce a folosit acel copil cuvinte atât de urâte. Mami a explicat că fiecare mamă este cea mai bună mamă din lume, chiar și atunci când trebuie să spună nu anumitor lucruri. Ca să fiu cea mai bună mamă din lume, trebuie să mă asigur că tu ești cel mai sănătos copil din lume. Ca tu să crești mare și să fii fericit, eu trebuie să te apăr de multe pericole.
chiar și de cele din ciocolată. În acea seară, Vlăduț a promis că nu va spune niciodată mamei lui cuvinte ca cele pe care le-a auzit la băiețelul din magazin. Ba chiar s-a gândit că toți copiii ar trebui să știe că orice mamă care își iubește copilul este cea mai bună mamă din lume. Așa că, a doua zi, a dus la școală un desen și l-a lipit pe ușă cu mesajul: și mama ta e cea mai bună mamă din lume. Sfârșit! Din lecția învățată de Vlăduț, reținem faptul că părinții, atunci când nu ne dau voie la prea multe dulciuri, se gândesc în primul rând la sănătatea noastră. Prea multe dulciuri ne îmbolnăvesc, iar noi copiii trebuie să fim înțelegători și să nu reacționăm ca și copilul din magazin. Aș dori să închei această seară cu o urare scrisă de Vali Slavu pentru mămici. M-ai născut, m-ai dus de mână, ai muncit să am de toate. Mulțumesc, iubită zână! Ani frumoși și sănătate! La mulți ani, mami! Nu uita de abonare și de like și să distribui mai departe prietenilor tăi. Până data viitoare, eu vă spun tuturor, noapte bună, somn ușor!